Mântână a povestit pe o rețea socială cum călătoria cu trenul alături de bicicleta sa l-a costat mai mult decât a planificat. Acesta a plătit pentru biletul său 44,2 lei, iar pentru bicicleta a scos din buzunar 45 de lei. SR-ul are niște tarife paușale și că acolo unde nu există vagoane speciale echipate pentru a prelua biciclete, aplică un tarif pentru marfă voluminoasă pentru orice bicicletă. Și atunci ești cumva la cheremul controlorului. Mie m-a evaluat controlorul bicicleta la 15 kg. N-a avea sens să-i explic că n-are 15 kg și că e mai ușoară. El a zis din ochi așa, e cam 15 kg. Am mai și sunat pe cineva, că pe șeful de tren, domnule, e bine așa, îi dăm cu 15, da, dăm cu 15. Și Camil a cheltuit mai mult pe biletul pentru bicicletă. Când am fost în Viscris, pe exemplu, cu toată zona aceea rupea, practic Brașov rupea, că am fost cu bicicleta, deși erau 60 de kilometri, aproape 70 făcut într-o oră și ceva, biletul costa 10 lei, peste 3, iar pentru bicicletă trebuie să plătești 30 de lei, la fel și prietena mea. Bicicleta are un plet standard, nu este redus, 15 lei. Vorbim de distanța București-Brașov în momentul acesta. Am călătorit cu CFR-ul și am luat bilete la vagonul de biciclete. De există un vagon special unde se pot pune maxim o bicicletă la CFR. E foarte regulă, nu e nicio problemă. Tot ce trebuie să fim noi atenți e să avem un lanț de biciclete la noi ca să putem prinde bicicleta, să nu stăm lângă ea. Operatorii privați au alt sistem de taxare. Prețul la călătoria cu bicicletele este jumătate din prețul biletului pe distanța parcursă de persoana respectivă, mai puțin tichetul de rezervare, adică 4 lei. Alte state europene au implementat soluții pentru a încuraja folosirea bicicletei. Spre exemplu, la o populație de 17 milioane de persoane, Olanda are 23 de milioane de biciclete. Ba mai mult îi răsplătește pe cei care folosesc bicicleta cu scutiri de taxe de 0,22 euro pentru fiecare kilometru parcurs. Un alt exemplu este Danemarca, unde 41% dintre deplasările zilnice din Copenhaga se fac cu bicicleta.